tărâm mirific, ilustrând parcă mai bine decât oricare altă parte a României metafora spațiului mioritic din filozofia lui Lucian Blaga, Ținutul Hunedoarei reprezintă o imensă cetate naturală în care s-a plămădit, ca într-un creuzet miraculos de-a lungul mileniilor, istoria acestui neam. Situată în partea central-vestică a țării, în sud-vestul podișului Transilvaniei, județul Hunedoara ocupă o suprafață de 7.016 km². Din punct de vedere al zonării geografice a reliefului, județul Hunedoara marchează interferența Carpaților meridionali și occidentali, ca parte componentă a ceea ce Simeon Mehedinți a numit centrul orografic al pământului românesc. Configurația extrem de variată a reliefului generează un puternic contrast între culmile înalte, masive, și golfurile de câmpie ale depresiunilor, ceea ce imprimă originalitatea acestui sector carpatic, în cadrul căruia se disting o serie de aspecte specifice de ordin climatic, hidrografic și al vegetației. Curgerea timpului prin calendarele de lemn viu ale arborilor e o dimensiune pe care s-a fundamentat întreaga civilizație înflorită aici, fiindcă pădurea ce îmbracă meterezele imensei cetăți a plaiurilor hunedorene a avut darul de a crea și perpetua spiritul dăinuirii în această matrice etnică de viguroasă cultură materială și spirituală. Sub pavăza pădurilor, apărat de vicisitudinile istoriei în fortăreața de piatră a munților, omul a găsit aici puterea de a rezista. Din liniștea și măreția codrului s-au ridicat, pe potriva columnelor arborilor seculari, vestitele cetății dacice, ale căror vestigii impresionează și astăzi. În același spațiu se regăsesc în succesiunea firească a perioadelor istorice numeroase monumente de artă medievală, dintre care se remarcă somptuosul castel al corviniștilor din Hunedoara. Din catedralele de rășină ale smaraldului veșnic până la codrii de foioase, asupra cărora cu nesfârșită migală se apleacă cel mai măiastru zugrav, toamna, pentru a risipi din paleta de culori foșnetul galbenului, pădurea a constituit din totdeauna o componentă determinantă a destinului acestor meleaguri. Pădurile gestionate de specialiștii Direcției Silvice Hunedoara au o componență diversă, generată de spectrul larg, altitudinal și climatic al reliefului. În această lume încărcată de istorie, se poate spune că la început a fost pădure, fiindcă, dincolo de viața și de moartea fiecărui arbore, stă veșnicia codrilor. Cu adevărat, se poate spune că aici, la început a fost pădure. E începutul ce plutește în tradiții și într-o veritabilă civilizație a lemnului. Este frunza verde, tremurând în adierea cântecelor bătrânești, ca în această tulburătoare doină.
Relieful județului Hunedoara este predominant muntos, ceea ce conferă ținutului aspectul de castru fortificat, înconjurat de munții Șureanu, Parâng, Vâlcan, Retezat, Godeanu, Țarcu, Poiana Ruscăi, Metaliferi și Bihor, care închid în centru depresiunea Hațeg-Pui, legată spre sud-est prin pasul Merișor cu depresiunea Petroșani. Eroziunea diferențiată a scos în evidență culoare tectonice, falii, linii de încălecare, contacte litologice. Rețeaua hidrografică reflectă această complexitate teritorială prin cei 1450 de kilometri de ape de munte, prin lacurile formate în căldările glaciare, dar și prin cele durate de mâna omului. Dintre acestea din urmă se remarcă lacul Valea de Pești, născut la marginea Retezatului, acolo unde Jiul trage linie între două mari masive muntoase, Retezat și Vâlcan. Acumularea are drept scop regularizarea debitelor și utilizarea apei în întreprinderile de la Uricani. Situat pe valea care i-a dat numele, la altitudinea de 830 de metri, lacul ocupă o suprafață de 31 de hectare, realizând un volum de 6,3 milioane metri cubi de apă. În această lume guvernată de austeritatea minerală, îngemănată cu tumultul apelor vijelioase, pădurea reprezintă nu numai un leagăn al vieții, ci și însăși viața, în cea mai complexă și impresionantă ipostază a sa. De aceea, în universul născut din înfrățirea milenară a regnurilor, intervenția omului trebuie să se îndrepte către o exploatare judicioasă a resurselor naturale, în așa fel încât echilibrul atât de sensibil al tuturor elementelor ce compun acest spațiu să nu fie periclitat. Acesta este și spiritul în care activează specialiștii Direcției Silvice Hunedoara. Pădurile hunedorene au o structură compozită, urmare a caracteristicilor reliefului preponderent muntos, însă cu o mare amplitudine altitudinală, la care se adaugă mozaicul petrografic, tectonica pronunțată și eroziunea diferențiată. Astfel, 53% din pădurile gestionate de Direcția Silvică Hunedoara, prin cele 17 ocoale silvice și 22 de subunități de profil, sunt situate în zona colinară, iar 47% în cea montană. Despre calitatea zestrei biologice a arboretelor a căror vigoare trebuie conservată și perpetuată, vorbesc de la sine uriașii arbori semincieri, părinții pădurilor de mâine. În strategia Direcției Silvice Hunedoara, regenerarea pădurii constituie o problemă de căpătâi. Acest proces se realizează fie natural, fie pe cale artificială, prin plantarea semințelor și creșterea asistată a puieților în solarii și pepiniere special amenajate. Cele 49 de pepiniere cu o suprafață de 18,9 hectare produc în medie 2 milioane de puieți pe an, din care 1.600.000 de rășinoase și 400.000 de foioase. De asemenea, se produc și puieți ornamentali din speciile catalpa, hibiscus, lingustrum, tuia, camecipedis. Regenerarea artificială a pădurii începe în solarii și pepiniere, constituind cel mai important act prin care se efectuează succesiunea generațiilor de arbori. Ea reprezintă un proces complex care constă în refacerea unei păduri îmbătrânite, exploatate sau distruse din diverse cauze. Materialul biologic săditor obținut în solariile și pepinierele Direcției Silvice Hunedoara este de calitate superioară, fiind obținut din semințe produse de arbori de înaltă calitate biologică în cele 54 de rezervații de semințe, cu o suprafață de 1678 de hectare și în cele 4 plantaje semincere cu o suprafață de 16 hectare. În procesul de creștere asistată, puieții sunt îngrijiți cu maximă competență, asigurându-li se în permanență toate condițiile necesare punerii în valoare a calităților genetice. Pe lângă asigurarea factorilor absolut necesari dezvoltării firești,
lumină, umiditate, sol bogat în elemente nutritive specifice, puieții din speciile ce fac obiectul creșterii în solarii și pepiniere sunt selecționați în permanență după criterii bine stabilite. Se știe că puieții, pe măsură ce înaintează în vârstă, dispun de o capacitate sporită de adaptare la condițiile de mediu și de rezistență la factorii vătămători, sporindu-și în același timp și exigențele față de lumină, apă și substanțele nutritive din sol și din atmosferă. Cercetarea științifică în domeniul silvic are un rol precumpănitor în armonizarea relațiilor dintre pădure și om, în așa fel încât intervenția acestuia, determinată de satisfacerea unor interese economice, să nu lezeze echilibrul natural și să asigure o exploatare judicioasă a acestei resurse, care este pădurea. Cultivarea unor varietăți de arbori rezistenți și cu un ritm superior de creștere constituie nu numai un deziderat, ci mai ales o condiție în activitatea silvicultorilor din cadrul Direcției Silvice Hunedoara. În solarii și pepiniere, puieții care vor compune pădurile mileniului 3 fac obiectul unui tratament diferențiat, în funcție de specia forestieră care este crescută artificial și de destinația acesteia. O atenție specială este acordată realizării unei stări optime din punct de vedere fitosanitar a puieților. Înmulțirea insectelor vătămătoare sau izbucnirea unor invazii de ciuperci constituie un pericol pentru stabilirea căruia este necesară aplicarea periodică a unui complex de măsuri profilactice eficiente. Un obiectiv principal în administrarea judicioasă a fondului forestier hunedorean îl reprezintă regenerarea dirijată a pădurilor, ce constituie cel mai important act prin care se efectuează succesiunea generațiilor de arbori. În pepiniere, prin grija silvicultorilor, se desăvârșește miracolul perpetuării a tot ce înseamnă vigoarea și măreția pădurii. Aici se nasc dumbrăvile de mâine, cu simfonia de culori a stejarilor atinși de penelul toamnei. Aici se decantează în tulpinile încă firave mireasma rășinii și foșnetul cetinilor, ce vor însufleți culmile împietrite ale munților. Creșterea arborilor de mai târziu reprezintă un proces lent, ale cărui roade vor fi culese de alte generații, deoarece pădurea reprezintă legătura vie dintre prezent, trecut și viitor. Primită ca moștenire de la înaintași, ea trebuie îngrijită și păstrată pentru a fi dăruită urmașilor. Direcția Silvică Hunedoara asigură în media ultimilor 5 ani plantarea anuală a 1.200.000 de puieți pe câte 190 de hectare, redând totodată în circuitul forestier, în ultima perioadă, 20 de hectare de terenuri degradate. Procesul de împădurire cuprinde pregătirea și prelucrarea solului, plantarea și îngrijirea culturilor până la realizarea stării de masiv a viitorului arboret. Puieților proaspăt plantați trebuie să li se asigure o îngrijire minuțioasă, constând în afânarea solului și distrugerea buruienilor împrejurul acestora. Primele lucrări se execută imediat după plantare. Următoarele îngrijiri se fac de regulă pe măsura aparițiilor buruienilor și a bătătoririi solului. Toate operațiunile legate de prelevarea puieților din pepiniere, transport, pregătirea terenului și de plantarea propriu-zisă se efectuează cu maxime precauții, pentru a nu se compromite nici măcar în parte imensul volum de muncă depusă de-a lungul mai multor ani. Ulterior se derulează în succesiune specifică o serie de lucrări de îngrijire, constituite într-un sistem de operațiuni silviculturale menite să promoveze în arborete exemplare viguroase, de înaltă productivitate și valoare economică. În funcție de vârsta arborilor și de scopurile urmărite, se efectuează, în cadrul tăierilor de îngrijire, descopleșiri, curățiri, rărituri timpurii și rărituri târzii. Vreme de 3 până la 6 ani, în funcție de specia forestieră introdusă, se efectuează lucrări specifice de întreținere,
succedate de degajări anuale timp de 3-5 ani și curățiri la 2-3 ani, în funcție de arboret, până la ajungerea acestuia la vârsta de 20-30 de ani. Periodic, la 4-8 ani, se execută rărituri, astfel că la 7-8 decenii de dezvoltare controlată a arborilor, se poate trece la punerea în valoare în vederea recoltării lemnului. Posibilitatea de masă lemnoasă pentru pădurile administrate de Direcția Silvică Hunedoara este de 648.000 de metri cubi pe an, pentru finele anului 2001, preliminându-se a fi exploatați 470.000 de metri cubi de masă lemnoasă. Fiecare stadiu de dezvoltare a plantației are caracteristicile sale distincte. De aceea este necesară o supraveghere atentă a arborilor în ansamblul lor pentru a se interveni ori de câte ori este cazul cu măsuri profilactice sau reparatorii, menite să asigure continuarea procesului de regenerare dirijată a pădurilor. Odată ancorați în rădăcinile lor, la început fragile, apoi din ce în ce mai vânjoase și mai trainice, arborii încep îndelungata luptă cu piatra de sub ei, cu stihiile naturii și chiar cu semenii lor, însetați de lumină. Din această încleștare de decenii și uneori de secole, se naște o lume fabuloasă, guvernată de legi aspre, care dezvăluie simplului privitor o latură îndeosebi pitorească de peisaj. Pădurea însă nu e o dioramă de muzeu prin vitrina căreia să contemplăm imaginea înmărmurită, conservată pentru veșnicie. Ea reprezintă un organism viu, vulnerabil și schimbător în lupta cu timpul. Printre frunzele pădurilor de foioase, lumina trece ca prin vitraliile unei catedrale, fiindcă pădurea nu înseamnă doar lemn, ci și suflet. Trunchiurile masive, parcă argintate ale fagilor, sprijină un coronament bogat, unde crengile bătute de atâtea și atâtea stihii decantează cu fiecare frunză esența pământului. Din înălțimile pe care le înfruntă în zbor păsările cerului, pădurea pare o hlamidă de smarald, așezată pe umerii munților. Culme după culme, înveșmântată în nenumărate tonuri de verde, dau în succesiunea lor iluzia infinitului. Suprafața fondului forestier aflat în administrarea Direcției Silvice Hunedoara este de 300.076 de hectare, din care suprafața ocupată de păduri este de 294.518 hectare, rășinoasele ocupând 83.135 de hectare, iar foioasele 211.383 de hectare. Specificul fiecarei zone de vegetație corespunde etajelor consacrate ale complexului montan, începând cu cel al pădurilor mixte, de la poale, compuse îndeosebi din specii de foioase. Urmează etajul fagului, care devine specia preponderentă în pădurile de amestec, și apoi cel al molidului, unde dominante sunt rășinoasele. Etajul golului de munte și al stâncăriilor marchează zona superioară a muntelui, constituind împărăția jnepenilor și a altor arbuști adaptați la condițiile climatice și de sol deosebit de vitrege. Pădurile hunedorene se dezvoltă în condițiile unei clime temperat continentale, cu o etajare evidentă pe verticală, media termică anuală fiind de 10 grade Celsius pe Valea Mureșului și de minus 2 grade Celsius în munții Parâng. Munții se caracterizează prin asimetrie și masivitate bine exprimată. Particularitățile biopedoclimatice sunt accentuate de culoarele văilor principale, care generează areale de discontinuitate în masa montană. Frământările scoarței terestre au modelat, în decursul erelor geologice,
profilul acestor munți. Răzdate de o bogată rețea de ape curgătoare, cele mai multe avându-și obârșia încăldările glaciare, culmile ilustrează fericit ideea de armonie, dar și faptul că pădurea înseamnă nu numai lemn, ci și apă. Râul Mare reprezintă cel mai important curs de apă de la limita vestică a munților Retezat, ale cărui unde, altădată năvalnice, poposesc astăzi între pereții de beton ai lacului de acumulare Tomeasa, de unde iau drumul conductelor până la hidrocentrala Râu de Mori. Masivul Retezat este alcătuit din două lanțuri muntoase paralele, străbătute de cursurile superioare ale râurilor Bărbat și Lăpușnicul Mare și legate ca printr-o punte de vârfurile Custura și Păpușa. Limitele munților Retezat continuă la răsărit pe cursul inferior al râului Bărbat, prin curmătura Făgețel și Valea Pilugului. Către sud-est, fruntariile masivului coincid cu matca Jiului de Vest, dincolo de care se află munții Vâlcan, apoi cu văile Butei și a Lăpușnicului Mare. Către sud-vest, Retezatul se învecinează cu munții Codeanu, hotarul său de apus fiind reprezentat de albia râului Mare, peste care se găsesc munții Țarcu. Componența geologică a munților Retezat le conferă aspectul de abrupt, cu creste, chei, zimțuri, contraforturi, aspect prelungit în subteran prin galeriile etajate și puțurile verticale ale peșterilor, cavernelor și dolinelor. Semeția cetății de stâncă a Retezatului e susținută de cele două vârfuri care depășesc înălțimea de 2500 de metri, Peleaga și Păpușa, cele 9 piscuri de peste 2400 de metri și alte 20 care trec de 2300 de metri. Toate aceste elemente creionează sugestiv imaginea celui mai viguros și impunător masiv muntos din lanțul carpatic românesc. Datorită caracterului de unicat geologic, hidrografic, faunistic și botanic al acestui masiv, în anul 1935 a fost înființat aici Parcul Național Retezat, declarat în 1980 rezervație a biosferei. Cu o suprafață de 38.047 de hectare, parcul tezaurizează peste 1100 de plante și mai mult de 50 de specii de mamifere, reprezentând, după cum afirma Alexandru Borza, un pământ sfânt pentru știință în întregimea sa, un monument sacru al naturii. Pretutindeni în Retezat se află mărturii de la izvoarele timpului ale teribilei lupte între duritatea rocilor și tenacitatea apei. Cele 80 de tăuri ale Retezatului poartă nume tulburătoare: Lia, Ana, Viorica, Florica, Bucura, Peleguța, Zănoaga. Plăsmuite parcă din înseși stâncile pe care le biruie înnăzuința de a atinge cerul, caprele negre reprezintă metafora vie a tenacității. În aceeași lume aspră a crenelurilor de piatră ce străjuiesc căldările alpine, se aude adesea șuierul de alarmă al marmotelor. După veacuri de absență din fauna carpaților noștri, aceste animale reprezintă rezultatul unor ample acțiuni de colonizare efectuate de specialiștii în cinegetică acum 3 decenii. Alături de caprele negre, ele reprezintă o veritabilă emblemă a munților Retezat și totodată expresia biruinței vieții asupra cenușiului mineral. Adesea, pe polițele sau pe lespezile de piatră încălzite de soare, pot fi văzute siluetele marmorate ale viperelor, ce-și fac siesta după o vânătoare reușită
sau se bucură de scurta vară îngăduită muntelui. Entomofauna alpină este bine reprezentată în Retezat, cel mai des întâlniți și mai încântători fiind fluturii, petale zburătoare furate de vânt, florilor multicolore. Îmbrăcând de la poalele masivului până în golul de munte zonele forestiere, pășunile, poienile și prispele stâncoase, vegetația munților Retezat păstrează numeroase specii vegetale rare și endemice. În număr de 39 în complexul muntos al Retezatului, endemismele reprezintă acele specii care se găsesc în anumite porțiuni, numai unele foarte restrânse ale Carpaților noștri, și reclamă stricte măsuri de protecție. Printre ele se numără flămânzica, bărbușoara, garofița albă, luntrița, campanula. În iulie și august, brânele ce încing ca niște pridvoare multicolore căldările alpine se primenesc în purpura garofițelor de munte și în văpăile covoarelor de smirdar sau rododendron. Această pătură vegetală împletește, alături de tufărișurile de jneapăn, de simi făcute să reziste vântoaselor, rostuind stavile vii în calea eroziunilor solului fragil al înălțimilor. Numeroase plante pionier care se cramponează în zonele cele mai potrivnice, pătrund cu lungile lor tulpini și rădăcini printre pietre și participă astfel la formarea solului, necesar dezvoltării altor specii vegetale mai pretențioase. Un rol important în supravegherea și protejarea acestui veritabil tezaur natural îl au specialiștii din cadrul Direcției Silvice Hunedoara, prin ocoalele silvice Retezat, Pui și Lupeni. Aceasta deoarece în zona tampon a Parcului Național Retezat sunt permise exploatarea pădurilor și practicarea pescuitului sportiv și a vânătorii, cu respectarea cotelor anuale stabilite. În zona centrală a parcului, aceste activități se pot desfășura pe 20% din suprafață. Restul, la care se adaugă rezervația științifică Gemenele Tăul Negru, fiind destinată exclusiv conservării naturii și cercetării științifice. Viețuind în această lume sălbatică, ca într-o fortăreață, animalele sălbatice specifice acestui biotop sunt bine reprezentate atât ca specii, cât și ca efective. Ursul stăpânește abrupturile cu stâncării, hățișurile, tăieturile vechi, care îi oferă adăpost, hrană și pavăză împotriva celor ce ar putea să-i perturbe liniștea sau să-i primejduiască puii. Înzestrat cu o forță herculeană, tenace și răbdător, ursul matur face o adevărată risipă de energie pentru a ajunge la cotloanele cu ouă de furnici sau la scorburile cu dulceață agonisită de albine. Melcii lipicioși de sub trunchiurile prăvălite, râmele, larvele, îl determină să-și încerce puterea cu poveri impresionante. În anii cu fructificația bogată se deplasează de la mari distanțe în stejerișuri și făgete, unde consumă lacom din belșugul de ghindă și jir. Toamna trebuie să acumuleze rezerve de grăsime pentru postul iernii, ca mai apoi, primăvara, să se refacă după epuizarea acestora. Primăvara paște cu nesați iarba nouă din bătelniștea stânilor în căpustii, iar uneori urșii bătrâni nu se dau în lături să atace oile sau vitele de la stâni sau din preajma așezărilor omenești izolate. În același spațiu al sihăstriilor aflate la limita pădurilor de rășinoase cu etajul subalpin, se află împărăția gotcanilor. Pasăre misterioasă, cocoșul de munte își face simțită prezența doar în perioada rotitului, când cavalerii negri își dispută întâietatea la împerechere.
Toiul nunții gotcanilor are loc la cumpăna dintre lunile aprilie și mai. Fondul cinegetic gestionat de direcția silvică Hunedoara cuprinde o populație de 416 cocoși de munte, cota de recoltă aprobată fiind de 17 exemplare pe an. Menținerea integrității fondului forestier, dezvoltarea și conservarea lui se realizează în pădurile administrate de direcția silvică Hunedoara prin aplicarea de tratamente silviculturale adecvate, prin plantări cu specii valoroase și productive, prin crearea de rezervații forestiere, parcuri dendrologice și rezervații naturale cu caracter științific. Dintre rezervațiile naturale hunedorene se remarcă, în afara Parcului Național Retezat, Codrii Seculari Dobrișoara, 139 de hectare în cadrul ocolului silvic Dobra, Pădurea Bejan, 275 de hectare, arondată ocolului silvic Simelia, Pădurea Slivuț, 40 de hectare în cadrul ocolului silvic Hațeg, Pădurea Chizid, 105 hectare la ocolul silvic Hunedoara, Dealul cetății Deva, 30 de hectare, arondată ocolului silvic Simeria și Codrii Seculari Tâmpu, cu o suprafață de 328 de hectare, sub jurisdicția ocolului silvic Grădiște. Într-o rezervație forestieră, intervenția omului este minimă și vizează îndeosebi supravegherea păstrării integrității întregului complex de condiții naturale menite să conserve anumite specii în contextul ecosistemic. Rezervațiile forestiere cuprind arborete reprezentative pentru diferite tipuri de ecosisteme forestiere, dintre care unele au devenit rare sau prezintă un interes științific deosebit. Prin ocrotirea lor, se urmărește menținerea aspectului tipic al ecosistemelor forestiere autohtone, aspectul de codru secular, în raport cu pădurile exploatate periodic, în care structura naturală este profund modificată. În spațiul silvestru hunedorean, omul și-a clădit viața în umbra codrului. Nu rare sunt așezările omenești cu mod de viață arhaic și care conservă ipostaze ale civilizației fundamentate îndeosebi pe prelucrarea lemnului. Așa este și Comuna Bătrâna, cu nume sugestiv, coborând parcă de dincolo de negurile timpului. Așezarea se găsește la o altitudine de 850 de metri, în străvechiul ținut al pădurenilor din munții Poiana Ruscăi. Cei 200 de locuitori din cătunele aparținătoare se ocupă cu creșterea animalelor, cultivarea pământului în terase și prelucrarea lemnului. Pâraiele tumultoase încă pun aici în mișcare ciocanele pivelor și roților morilor de apă, dovedind că, de-a lungul timpului, oamenii au învățat să trăiască în frăție cu muntele și cu pădurea, fără a le știrbi din măreție și curățenie. Aproape totul crește aici din lemn. Casele vechi sunt asemenea celor imortalizate de meșterii lui Apolodor din Damasc pe columna lui Traian. Pe ulițe trec scârțâind care cu boi, ca o metaforă a curgerii lente a vremii, a statorniciei oamenilor și a muntelui însuși. Jur împrejur se întinde pădurea, tăcută și veșnică, răboș viu al trecerii timpului și al istoriei ce se poate citi în inelele de lemn ale fiecărui arbore, fiindcă arborii bătrâni sunt o carte vie. Născuți din semințe purtate de vânt sau în zborul păsărilor, ei s-au așezat la temelia altor trunchiuri mai vechi, cu veacuri în urmă.
Legile naturii sunt în aceste locuri sever protejate, singure stăpâne. În matca reavănă, ca într-un cuibar, sămânța încolțește și prinde în ancorele firave la început pământul zămislit din trecerea prin această lume a trunchiurilor doborâte de ani. Aici, arborii mor în picioare sau se prăvălesc sub puterea vântului și a zăpezii pentru a hrăni plămada nevârstnică a codrului de mâine. Aici, în locurile în care, prin înțelepciunea omului, se perpetuează spiritul braniștilor și loviștilor de altă dată, lumea se întoarce la izvoare. În trunchiul masiv și în coronamentul dătător de multă umbră, se regăsește mitul arborelui primordial, sub pavăza căruia, spune legenda, s-a zămislit întreg universul. Acești arbori nu simbolizează numai perfecțiunea pentru specia lor, ci și perenitatea naturii. O pădure bătrână este asemenea unei catedrale. Prin orga ei, cu sunet profund, cântă vântul și frunzele, în fiecare clipă altfel. Primăvara, verdele crud, atunci desferecat din veșmântul mugurilor, șoptește abia auzit ca un murmur. Vara, frunzele poleite ale fagilor, doinesc alene în boarea dimineților sau în înserările cutreierate de aripi nevăzute. Abia toamna, când arborii cu frunză căzătoare își sting în nenumărate culori veșmântul trecător, orga pădurii eliberează din tuburile de argint sunetele profunde și solemne ale împlinirii. Stejarul e mândru când e izolat, scria savantul Ion Simionescu, însă fagul își arată măreția portului numai în tovărășia altora. E frumos primăvara când începe mugurul ascuțit să se crape. E măreț vara, cu crengile bogat ramificate, cu trunchiul învelit de o coajă alburie, rar scorțoasă spre rădăcină, unde e îmbrăcată cu mușchi. Când soarele străbate, poleește cu pete aurii atât coaja, cât și bogatul frunzar mort dinspre tulpine, ce-i dă înfățișarea unei plăci de aramă bătute cu ciocanul. E frumoasă și plină de farmec pădurea de fag vara. E tablou neîntrecut de bogat în culori înspre toamnă. Codrii de fag par nori împurpurați pe coasta dealurilor. Lăsând în urmă făgetele și continuându-ne periplul prin pădurile administrate de Direcția Silvică Hunedoara, vom descoperi, la o altitudine superioară, o altă ipostază a monumentalității și simetriei silvestre, rășinoasele. În împărăția cetinilor, verdele nou se desface din cuibarele celui de anul trecut și se înalță cu încă un pas către cer, cu catargele semețe ale trunchiurilor. Întreaga pădure se ridică spre lumină asemenea unei singure făpturi. Rezervațiile de arbori seminceri reprezintă o adevărată bancă vie, menită să tezaurizeze zestrea genetică reprezentativă pentru specie. Iar această impresionantă succesiune de coloane drepte și netede, ca șlefuite în marmură, nu stă numai sub semnul utilului, ci și al esteticului. În trunchiul acestor giganți se plămădește sunetul viorilor la care visează cei mai vestiți lutieri. Adesea, când vântul sună pânzele de smarald ale cetinilor, pare că se aud, trezindu-se miraculos, sunetele nevăzute pentru a da viață unei simfonii misterioase. Activitatea silvicultorilor, constantă și tenace, își găsește împlinirea în imaginea de ansamblu a pădurii.
din pepiniere până la arborii seculari cu caracter de etalon, adevărați patriarhi ai codrului, se succed generații și se împlinesc destine. Multiplele valențe ale acestei activități nu se rezumă doar la păstrarea integrității fondului forestier, la derularea operațiunilor silviculturale specifice, de la producerea puieților până la valorificarea masei lemnoase. Pădurea, reprezentând un adevărat organism viu, complex, în necontenită transformare și extrem de vulnerabil, face obiectul unei administrări cu caracter multidisciplinar. Fiindcă ea nu înseamnă doar arbori, ci și apă, aer, sol și vietăți din întreg spectrul faunistic, începând cu insectele și terminând cu mamiferele, a căror existență este organic legată de spațiul silvestru. Un exemplu elocvent în această idee îl reprezintă rezervațiile mixte, dendrologice și faunistice, menite să protejeze nu numai arboretele de mare valoare, ci și elemente de faună sălbatică rare sau deosebite. Acesta este și cazul rezervației de la Slivuț, care combină valențele conservării unei arii forestiere pe o suprafață de 40 de hectare, într-un cadru natural de excepție, cu cele ale unui veritabil parc zoologic de mari dimensiuni. Se găsesc aici exemplare din fauna specifică a acestei zone, în condiții de libertate, dar și un nucleu de zimbri, specie care astăzi nu mai poate viețui decât în condiții de semi-captivitate. Alături de formele vegetale, cerbul este simbolul reînnoirii. Coarnele sale, lepădate anual, întruchipează în mitologia românească arborele vieții, misterul fecundității și al întemeierii. Nu întâmplător, în colindele noastre, el duce în coarne leagănul miresei și devine apoi călăuză funerară pentru pribeagul plecat din lumea albă. Pentru a rămâne în același univers mitologic, atât de bine reprezentat în spațiul hunedorean, care este unul încărcat de simboluri și de istorie, se cuvine să zăbovim în umbra pădurii pentru a urmări siluetele uriașe, aproape ireale, ale zimbrilor. Corespondent într-o măreție al arborilor seculari, zimbrul pare coborât din negura vremilor îndepărtate. Masiv, dar agil, înzestrat cu o forță neegalată de nicio altă sălbăticiune din fauna noastră, zimbrul constituie efigia pe care legenda o așează în alternanță cu bourul la sorgintea țării Moldovei. Nu întâmplător, simbolul acestor făpturi mitologice, martore ale unui frământat destin istoric, se regăsește ca motiv principal în heraldica și sigilografia românească, începând din Evul Mediu și până la stemele României și Moldovei de astăzi. De la puiul de iepure care se împlinește sub scutul pădurii, tupilându-se printre ierburi până să se poată bizui pe agerimea picioarelor sale și până la vițelul de cerb care va face într-o zi fala codrului, evantaiul faunistic al pădurilor administrate de Direcția Silvică Hunedoara este deosebit de bogat și divers. Și nicăieri, ca în aceste locuri încărcate de o liniște care vine de departe, din spiritul braniștilor voievodale, armonia pădurii nu se împletește mai înălțător cu viața sălbăticiunilor. Cei ce râvnesc după o oază de împăcare sufletească și de pace cu sine, sau vor să răsfoiască file fermecate din cartea naturii, descoperă aici un crâmpei din măreția și bogăția acesteia. Decupat parcă din amurguri fugare, el însuși, o umbră nedeslușită adesea printre umbrele arborilor, căpriorul este făptura fermecată al cărei dans
apleacă ierburile vara în chip de horă a elelor. Specie plastică, bine reprezentată în pădurile administrate de Direcția Silvică Hunedoara, căpriorul este prezent aici într-un efectiv de 2609 exemplare, din care se extrag anual, prin vânătoare, 41. Populația de cerb comun ajunge la 711 exemplare, cu o cotă de recoltă de 21 de exemplare pe an. Răspândit deopotrivă în pădurile de rășinoase ale munților, în făgetele încărcate de jir și în codrii de stejar, mistrețul atinge un efectiv de 869 de exemplare, din care se extrag anual 219 în cele 26 de fonduri de vânătoare gestionate de Direcția Silvică Hunedoara. Prolificitatea și rezistența caracteristice speciei, numărul redus de prădători naturali și, nu în ultimul rând, agresivitatea în condiții limită, avantajul gregarismului, prudența și calitatea de consumator neselectiv de hrană, explică răspândirea acestui animal și consistența sporului său natural. Relieful ținutului hunedorean, preponderent muntos, a impus dezvoltarea unei ample rețele de drumuri forestiere. Acestea însumează 1757 de kilometri, asigurând accesul în zonele împădurite atât pentru efectuarea lucrărilor specifice de întreținere și control, cât și în vederea derulării operațiunilor legate de exploatarea lemnului. Întreținerea acestor drumuri constituie o preocupare susținută. De calitatea acestor căi de acces expuse prin natura și utilizarea lor acțiunii diversilor factori de mediu, depinzând însăși eficiența activității silvicultorilor. Adesea, drumurile urmează vechile făgașuri ce au străpuns muntele de-a lungul timpului, ferestruind căi înguste printre pereții de stâncă. Rolul pădurii în reglarea regimului hidrologic, în protecția solului și ameliorarea climatului, este imens. De aceea, principiile gospodăririi silvice practice sunt în strânsă legătură cu ecologia modernă, pe ale cărei legi își structurează activitatea specifică. În acest sens, trebuie menționat că întregul complex de măsuri ce vizează corectarea torenților și reglarea debitului apelor se regăsește ca efect benefic și în privința existenței unei ichtiofaune bine reprezentate, atât cantitativ cât și calitativ. Între procesul de eroziune și cel de torențialitate există o strânsă interdependență. Regimul cursurilor de apă este în permanență influențat de formațiunile torențiale, prin apariția de bancuri și de praguri. Pentru silvicultorii hunedoreni, o permanentă preocupare în acest sens o constituie executarea tuturor lucrărilor necesare limitării posibilităților de desfășurare a unor astfel de fenomene nedorite. În fondul forestier administrat de Direcția Silvică Hunedoara, se execută lucrări de corectare a torenților pe o distanță de aproximativ 30 de kilometri. Grație potențialului hidrografic favorizant, compus îndeosebi din ape de munte, în lungime totală de 1450 de kilometri, fondurile de pescuit hunedorene oferă condiții excelente pentru practicarea sportului cu undița, îndeosebi la salmonide. Este știut că sănătatea și bogăția apelor depind în măsură hotărătoare de viața pădurii. Peisajele montane silvestre impresionează prin surprinzătoarele ipostaze ale înfățișării regnurilor și elementelor primordiale. Șuvoaiele nevalnice sunt mărturiile confruntării milenare dintre apă și piatră. Aici, pânzele cristaline conturează miracolul luptei dintre statornic și trecător, dintre efemer și perpetu. Perdelele apei, zgomotoase și fără odihnă, luminează ca un fosfor lichid
penumbra periților șlefuiți de-a lungul timpului. Apele de munte sunt patria salmonidelor. Pescarul, ce joacă înșelătoare muște făurite din vârful vergii sau alte năluciri artificiale pe lângă cotloanele pietrelor, izbutește adesea să amăgească vreun cavaler pistruiat ori vreun lipan de argint. Viguros și vorace, păstrăvul este un pește adaptat la înfruntarea celor mai vijelioase torente, ceea ce face ca atacul acestui răpitor să fie rapid și spectaculos. Deși foarte precaut, el poate fi înșelat de îndemânarea, dar și de abilitatea pescarului în a-și alege momeala potrivită. Rețeaua hidrografică a județului Hunedoara este reprezentată prin cursul mijlociu al Mureșului, care colectează o serie de afluenți, Strei, Cerna, Gioagiu, Sibișel, Călan, și prin cursurile superioare ale Crișului Alb și Jiului. Cele mai multe sunt tumultoase, configurând văi cu aspect surprinzător și pitoresc. Apele limpezi iradiază și astăzi aceeași forță sălbatică, uneori de adevărată stihie, care a cioplit din vremuri imemoriale lespezile uriașe, sfredelindu-le și măcinându-le încetul cu încetul pentru a le da rotunjimea de acum. Acolo unde tenacitatea apei nu a izbutit să-și sape făgașii, pânzele lichide se prăvălesc în cascade. În calea apelor nu există obstacole. Adesea sunt strâmtori prin care pârâul e silit să alerge năvalnic, dar și toplițe de cleștar pentru odihna vremelnică a undelor cu adâncimi iluzorii. În aceeași idee a reglării regimului hidrologic și a corectării torenților, la care se adaugă necesitatea oxigenării apei și calitatea de adăpost pentru salmonide, pe cursurile apelor de munte gestionate de Direcția Silvică Hunedoara s-au construit 320 de cascade podite. Periodic se execută lucrări de repopulare cu puieți de păstrăvi indigen, deversându-se anual peste 200.000 de exemplare, obținute în păstrăvăria proprie Dobra, a cărei producție medie este de 300.000 de puieți pe an. Drumul de la icrele embrionate până la păstrăvii nevârstnici eliberați în undele repezi ale păraielor este lung și anevoios. Introduși în recipiente speciale numite incubatoare, minusculii alevini obținuți prin fecundare artificială au nevoie de condiții speciale pentru a se dezvolta corespunzător. După efectuarea stagiului necesar în păstrăvărie, puieții sunt transportați în recipiente speciale până la locurile de deversare, după care se eliberează în pâraie. Pentru viitorii cavaleri pistruiați, aventura abia începe. Câți dintre ei vor supraviețui primelor puhoaie ori vrășmașilor de tot felul, dintre care unii chiar semeni ai lor, răpitori vorace pândind în cotloane? Aceasta numai apele învolburate ar putea o spune. Beneficiind de condiții propice de dezvoltare a vegetației în fondul forestier pe care îl administrează, Direcția Silvică Hunedoara achiziționează și predă în condiții naturale de climă anual circa 50 de tone de zmeură, 70 de tone de afine, 100 de tone de măceșe, 30 de tone de porumbe. De asemenea, în afară de fructele de pădure, se recoltează aproximativ 50 de tone de ciuperci pe an. Plaiurile hunedorene sunt unice prin pitorescul și prospețimea naturală a peisajului și prin lipsa de stridență cu care așezările omenești se integrează în acest spațiu
încărcat de istorie. Iată câteva repere ale ofertei silvoturistice din județul Hunedoara. Parcul Național Retezat, cu rezervația științifică Gemenele, Codrii Seculari Dobrișoara, Pădurea Slivuț, cu Parcul de Zimbri, lor li se adaugă locurile sfinte ale neamului românesc de la Sarmizegetusa, Biserica din Densuș, Cetatea Devei și Castelul Huniazilor. Pentru amatorii de turism montan, priveliștile alpine din Cetatea de Piatră a Ținuturilor Hunedorene sunt unice. Mai cu seamă toamna, în amurgul zilelor senine, crenelurile căldărilor alpine se îmbracă în aur și în purpură. În aceste locuri de o sălbatică frumusețe își au sălașul cei mai de seamă reprezentanți ai faunei montane. Ursul brun, vierii solitari înarmați cu colți de argint, jinduiți de orice împătimit al vânătorii și cerbul nobil, principele încoronat al sălbăticiunilor, care dă viață toamna poenilor înalte cu boncănitul lui profund și spectaculos. Din punct de vedere cinegetic, populația de cerb comun din pădurile hunedorene se situează în zona reprezentativă pentru specie. Beneficiind de condiții de dezvoltare favorizante, într-un biotop în care se manifestă atât selecția naturală prin intermediul marilor prădători, cât și selecția efectuată cu arma de către specialiștii în cinegetică, cerbii din pădurile hunedorene impresionează prin vigoare și prin calitatea înaltă a trofeelor. Însă acestea se cântăresc nu numai în aurul competițiilor vânătorești, ci mai cu seamă în neprețuitul farmec al peisajului autumnal și în spectacolul impresionant al boncănitului, când taurii își etalează prin mugete sau lupte puterea. La expozițiile cinegetice, pădurile hunedorene își fac remarcată valoarea potențialului biologic al vânatului nu numai în privința cerbului comun, ci și a mistrețului. Colții tăioși și încovoiați ai vierilor, întruchiparea forței dezlănțuite, brutale și stihinice, întregesc vasta panoplie a trofeelor obținute în arcul carpatic românesc la competițiile de profil, naționale și internaționale. În fondurile de vânătoare administrate de Direcția Silvică Hunedoara, populația de urs brun este evaluată la circa 214 exemplare, cota de recoltă anuală aprobată fiind de 23 de exemplare. Vânătoarea la urs reprezintă piatra de încercare a măestriei și a curajului. Carpații românești reprezintă patria celei mai viguroase populații de capră neagră din întreg arealul ei planetar. Cetatea de piatră a meleagurilor hunedorene adăpostește 1122 de capre negre. Din acestea se pot vâna anual 35. Aici, vânătorul care năzuiește să obțină un trofeu de calitate trebuie să stăpânească bine tehnica apropiatului de aceste animale deosebit de agile și să aibă o bună condiție fizică. Cel ce a izbutit să doboare țapul visurilor sale va păstra un moment de reculegere la căpătâiul vânatului răpus. Trofeul, chiar dacă nu va fi pe potriva recordului mondial pe care România îl deține din anul 1934, obținut în Munții Făgărașului, se va adăuga, fără doar și poate, celorlalte trofee de capră neagră prin care țara noastră și-a consolidat în timp întâietatea la expozițiile cinegetice internaționale. Periplul pe meleagurile hunedorene nu se rezumă doar la a admira impresionantul peisaj montan cu pădurile, apele și sălbăticiunile sale. În acest spațiu fabulos, natura se împletește cu istoria. Castelul Corvineștilor din Hunedoara, Cetatea de Colț, Turnul de la Crivadia, Cetatea de la Orăștie, Castelul de la Sfântă Marie Orlea sunt tot atâtea puncte de reper în recuperarea și glorificarea trecutului nostru.
dar locul care iradiază cel mai intens pentru toată românitatea este Sarmizegetusa Regia, grandioasa capitală a statului Dac și ruinele coloanei Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, capitala Daciei Romane, altădată un oraș înfloritor, întemeiat în primii ani după cucerirea Daciei. Aici pot fi admirate ruinele anfiteatrului, cazarmei gladiatorilor, templul lui Liber Pater, divinitate străveche, protectoare a viței de vie și a fertilității ogoarelor, templul zeiței Nemesis, zeița norocului și a sorții, adorată îndeosebi de gladiatori, sanctuarul zeilor Esculap și Higia, ocrotitorii sănătății, și templul lui Silvanus, zeu arhaic roman, invocat ca protector al vegetației, mai cu seamă al pădurilor. Dovada perenității cultului pentru pădure, perpetuat de-a lungul timpului, mai cu seamă în aceste locuri, se reflectă pretutindeni în spațiul hunedorean. Activitatea silvicultorilor constituie un barometru și, în același timp, o garanție a continuării acestei tradiții. Sediul Direcției Silvice Hunedoara se află în orașul Deva, municipiu reședință de județ. Obiectul de activitate al Direcției Silvice Hunedoara îl reprezintă aplicarea strategiei Regiei Naționale a Pădurilor pentru pădurile primite în administrare, apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate de la statului, precum și gestionarea fondurilor de vânătoare și de pescuit atribuite conform legii pentru recoltarea și valorificarea prin acte și fapte de comerț a produselor forestiere specifice conform prevederilor legale. În clădirea modernă în care își are sediul Direcția Silvică Hunedoara, există spații alocate expunerii de produse specifice activității forestiere și trofee de vânătoare, menite să pună în valoare elementele definitorii ale profesiei de silvicultor și ale unei pasiuni cu adânci rădăcini în spiritualitatea românească. Itinerarul silvestru hunedorean nu poate fi încheiat fără a evidenția condițiile de cazare cu totul deosebite pe care silvicultorii din cadrul Direcției Silvice Hunedoara le asigură celor pasionați de vânătoare, fie ea cu arma, fie cu camera sau aparatul de fotografiat, sau simplilor amatori de drumeție pe cărările sălbatice ale muntelui. În pleiada cabanelor și caselor de vânătoare care pun la dispoziție spații de cazare, se numără și cabana Parâng, din cadrul ocolului silvic Petroșani, amplasată într-o zonă ce valorifică în mod tradițional potențialul turistic prin peisajele pitorești și prin posibilitatea de a alege trasee cu diferite grade de dificultate. Dincolo de dimensiunea ei obiectivă, strict materială, pădurea are evidente valențe culturale. În acest spirit își desfășoară activitatea silvicultorii hunedoreni când pun înainte de toate în munca lor respectul față de valorile acestui veritabil tezaur verde pe care îl au în grijă spre a-l încredința generațiilor viitoare. Ospitalitatea tradițională hunedoreană a imprimat pe aceste meleaguri dorința de a face cunoscute farmecul și pitorescul valorilor naturale. Casa de vânătoare Gura Zlata, din cadrul ocolului silvic retezat, este amplasată pe râu mare și constituie o dovadă că fiecare cabană are personalitatea ei, așa cum fiecare interior, fiecare încăpere, decorate cu bun gust și simț artistic, poartă o amprentă distinctă. Cabana Gura Apei, aflată sub jurisdicția acelui ocol silvic retezat, pune în valoare vocația constructivă a celor ce și-au legat destinul de viața pădurii. Iar dacă lemnul crește liber jur împrejur în tot acest spațiu a cărui culoare dominantă este verdele, atunci devine firească și etalarea în spațiul încăperilor a celor mai felurite ipostaze ale pădurii.
Cabana Roșcani, din cadrul ocolului Silvic Dobra, constituie un alt loc de popas care dovedește că e în tradiția acestor locuri ca elementele zoomorfe și fitomorfe să predomine în decorul folosit atât la definirea spațiului exterior, cât și a celui interior. Cabana Rotunda, arondată ocolului Silvic Retezat, face parte din ansamblul spațiilor de cazare pe care Direcția Silvică Hunedoara le oferă amatorilor de silvoturism în masivul Parcului Național Retezat. Călătorii descoperă că pădurea nu este numai mediul de viață al animalelor pe care, în mod obișnuit, le putem întâlni în peregrinările noastre prin pădurile hunedorene, ci și o oază ce conservă sălbăticiuni din vremea strămoșilor noștri, emblematice pentru spiritualitatea românească. În această veritabilă matrice a ființei și spiritualității noastre, odrul frate cu românul este nu numai o sintagmă poetică, ci mai cu seamă definirea unei relații profunde pe care se întemeiază și activitatea specialiștilor din unitățile coordonate de Direcția Silvică Hunedoara.